20 de locații au fost alese pentru afișajul electoral în municipiul Galați. S-au ales însă numai spații verzi pentru acest lucru. Pe lângă faptul că sunt inestetice, unele dintre aceste panouri electorale au vizibilitate care se apropie de zero. Este vizibil și nu prea. De ce? Nu prea se vede ca lumea și, în primul rând, dacă nu ai voie să calci iarba verde, spații verde. Am înțeles. Deci asta nu vi se pare, n-ar fi normal. Nu. Unde credeți că ar putea să fie? Undeva, unde nu este spațiu verde, este logic. Deci, mai degrabă afișe frumos, unde se punea afișe așa legat, așa, nu știu, de pe stâlp ceva pe unde, dar acolo așa nu, dar mi se pare ceva un pic cam exagerat pe spațiu verde, el e spațiu verde, se tunde frumos. Că e dincolo de stradă, adică pe acolo nu circulă nimeni, exact. Decât șoferi. Am înțeles. Așa că n-are cum să spun. Da, mă rog, în sfârșit. Și putea fi foarte bine pus aici unde circulă toată lumea și poate și vedea și pe o parte și pe alta, oricum de toată lumea. Și probabil că nici șoferi nu-l văd. A, da, păi să și uite repede. Ei nu știe cum să mâne mai repede și să-și ia viteză, nu să stea să uite la panouri. Dar nu e bine acolo. Nu este bine. Nu e prea departe de ochii lumii. Deci trebuie mai aproape, mai undeva să... Trebuie mai aproape. Unde... Cui credeți că se adresează? Nou.